spus. Eu ce am avut de spus, am spus. Păi cât am spus. Cam așa, da. Când am pornit să fac filmul acesta și mulțumesc încă o dată domnului Costion Nicolescu că a acceptat să ne întâlnim și în video, nu numai în viață, m-am gândit să vorbim despre frumusețe și adevăr. Și știam că are multe de spus pe această temă și în filmele acestea pe care le fac au un scop, să zic așa, care mă duce să dedic filmele tinerilor. M-am gândit să fie un limbaj mai accesibil. Bineînțeles că domnul Costion Nicolescu mi-a făcut o mare surpriză, pentru că nu mă așteptam să vorbesc despre cei trei. Și ascultându-l, mi-am amintit că Părintele Teofil Părăian spunea că suntem suma prieteniilor noastre. Aș vrea să-l întreb, deși l-am întrebat mult când am făcut înregistrarea, aș vrea să-l întreb acum dacă prietenia ține de alegere și în ce măsură ține de alegere, dacă oamenii care vin spre noi și pe care noi ar trebui cumva să îi filtrăm, evident, cum putem să știm că sunt în același duh, dacă ar trebui să evaluăm noi cumva sau pur și simplu Dumnezeul, vorbind prin oameni și lucrând prin oameni, ne destăinuiește asta din primele 7 secunde. Se spune că atunci când întâlnești un om, în primele 7 secunde îți dai seama ce fel de om este. Sunt mai multe întrebări aici. Și sunt și cam tot atâtea răspunsuri. Dar asta pentru mine a fost o obsesie totdeauna. Frumusețea, prietenia, poezia, cam 2-3 constante și de multe ori când v-am interviurat, am întrebat și pe oameni, în fine, ele pot deveni întrebări destul de intime la un moment dat. Acum mă uitam, mă minunam și eu cum într-un fel am dat oamenii aceștia. La un moment dat, poate nu să merg direct la răspunsul, dar spun câteva lucruri așa, dar... Deci, eu nu sunt o ființă sociabilă și nici nu... Așa, sunt destul de retras. Și cu toate astea, când mă uit așa pe parcursul vieții mele, îmi dau seama că am avut întâlniri cu foarte mulți oameni extraordinari. Adică extraordinar nu pentru că au însemnat pentru mine ceva, au însemnat foarte mult, dar pentru că au însemnat în general foarte mult. Și despre mulți dintre ei am scris cu diverse ocazii. Unor când au murit, altor când au avut un eveniment, ce știu, o expoziție, au scris o carte, cine știe, tot felul de lucruri. Și la un moment dat lucrurile astea s-au strâns și la un moment dat a apărut această carte a mea care se cheamă Sarea Pământului, subintitulată Încrucișări, întâlniri, însoțiri. Deci, sunt multe referuri de întâlniri, dar care toate sunt foarte importante. Deci cu unii te încrucișezi și poate să rămână niște lucruri de o clipă, întâlnit de o clipă, de câteva minute și să rămână toată viața pentru că a fost ceva foarte intens și foarte... a mișcat ceva în tine. Poate să fie, cum zic aici, întâlniri puțin mai lungi și poate să fie însoțiri, să parcurgi cu unii un drum și e fascinant să mergi cu cineva la drum. Drumul îți reverează până la urmă ființa celuilalt mai mult decât alte lucruri. Să mergi împreună și să te uiți la același lucru și să discuți despre același lucru și să le trăiești împreună. Acum, așa e, cred că e destul de multă dreptate. Poate nu absolută în asta, că simți imediat. Până la urmă, prietenia e ceva care de potrivire cu altcineva și care noi nu suntem ca Dumnezeu să iubim pe toți și să noi iubim pe unii mai mulți, pe unii mai puțini, pe unii deloc. Și sunt lucrurile astea care le simți, nu știu cum pui de la început, simți că omul ăsta va însemna ceva pentru tine și că ești cu el într-o oglindire, într-o însoțire, care, dincolo de cuvinte, dincolo de fapte, e o chestie care vine din altă parte și care te duce în altă parte, mult mai departe decât perimetrul acestei lucruri. Și cum spun, când a văzut o prietenă de-a fetei mele, și între timp s-au mai adăugat, bineînțeles, pentru că viața merge înainte și mereu întâlnești oameni, când crezi că nu mai întâlnești pe nimeni, întâlnești pe cineva. Și o prietenă de-a fetei zice: vai, zice, dar câți oameni și ce oameni a cunoscut tatăl tău. Și atunci mi-am dat și eu seama că altfel luam ca pe parcurs de viață. Cât de, nu știu, bucuros trebuie să fiu, cât de mulțumit pentru faptul că am avut toate aceste întâlniri, însoțiri, cum spun uneori, și care au generat niște trăiri și scopul nostru în această viață este să trăim. Sunt foarte multe momente în care nu trăim. Suntem cum suntem, dar nu trăim. Deci e extraordinar când simți că trăiești, că arzi cu cineva, că mori de dragul lui, că ceea ce îți propune el este un lucru care, un orizont mirabil și care ți aduce, te îmbogățește. Și, pe de altă parte, cum spun, fiind așa cum sunt, îmi dau seama pe cât de mulți am ratat. Am ratat enorm de mulți oameni, tocmai dintr-o sfârșială, dintr-o timiditate, de așa. Or, cred, poate că așa a fost de la Dumnezeu, sigur, noi putem spune și așa, lucrurile sunt și de la Dumnezeu, nu numai de la noi, apropo că nu. Însă, lucrurile astea, sigur, au undeva niște valori, cred eu, pe undeva, dar noi nu pe baza valorilor ne întâlnim cu ceilalți, ci pe o chemare și pe o simțire care trece dincolo de evaluări. Așa cum e și cu când te căsătorești, când îți alegi iubita sau așa, nu faci pe bază de grilă și care corespunde grilei tale, aia e altceva, cu totul inefabil și care îți spune aici, acum, așa. Deci, cred că, am scris, prietenia e culmea unei relații umane. Dacă o întrebați pe soția mea, o să spună că n-am niciun prieten. Are și tipuri de abordare și de dreptate. Dar eu cred că, la mine puțin altfel, cred că lucrurile astea sunt dincolo de, cum să vă spun, de imediat, de comunicare, de intimități, de, nu știu cum să spun, de făcut. E ceva de dincolo. Dar când e ceva de... Sigur că prietenul la nevoie se cunoaște și trebuie să faci pentru el și el face pentru tine. Dar lucrurile astea vin firesc în prelungirea a ceva care există. De-aia, mai spuneam și altă dată, apropo de noi în biserică, noi foarte mult punem accent pe valorile morale. Să nu faci, să nu dregi, să faci, să dregi. Ori dacă, să zicem, lucrurile au la bază iubirea sau prietenia, lucrurile astea morale vin de la sine. Nu mai trebuie să le pui ca un cod. Ele exterior. Ele din interior și nu le mai simți. Totul e firesc. Însă, sigur că acum eu sunt la un parcurs care, în fine, e deja destul de lung, mă uit. Alții l-au spățit de mult și când mă uit cu adevărat, sunt uimit, mă uit așa cum am stat cu oamenii ăștia alături. Deci că simți că ceva se degaje din ei, ceva foarte puternic. Și sigur că e ca la, nu știu cine face, ați văzut poate experiențele astea cu sfere, care vor să... tensiuni înalte numeam noi la Politehnică, care există în natură, nu fulgere, trăznete. Deci două bile de metal, dacă pui tensiunile, se fac descărcări electrice. Dar, apropo de oamenii ăștia extraordinar mari, apropo de Hristos, dacă vreți, nu ajunge că ei sunt extraordinari sau că Hristos e Hristos. Trebuie ca să, dincolo, să fie și sfera cealaltă ca să se nască. De-aia, pentru unii Hristos nu înseamnă nimic. Sau diversi oameni din ăștia nu înseamnă nimic, pentru că la rândul lor, cei care primesc, cei care nu sunt atât de mari, trebuie să aibă în ei structura asta de a atrage și de a emana electricitate și lumină. Întotdeauna. De-aia și cât de mici suntem noi, așa, ca să ajungă cei mari de lângă noi să-și pună în valoare lucrarea, trebuie cumva să fim și noi într-o emisie de... Aminte că spunea o poetă foarte dragă mie, Marina Svetaeva, și are undeva unde scrie, zice, cititorule, zice, ne-ai citit versurile sau proza, zice, și acum ești ostenit și o faci cu greu. Zice, ăsta e lucru bun și extraordinar. Înseamnă că tu treci prin aceeași frământări, da, chinuri chiar, ca și mine, și devii coautor. Asta e un lucru care mi se pare și ar trebui să înțelegem. Dacă tu citești pe Eminescu și ești cu totul purtaș, nu știu acolo, devii coautor. Dacă nu ești coautor, de fapt rămâi în afară și tot lucrul ăla nu înseamnă nimic pentru tine. Da, exact ca și cu oamenii aceștia. Sunt oameni pe care le știm, numele, sunt știu, dar nu înseamnă nimic pentru noi, o fi undeva. Și alții care într-adevăr ajung la noi și aceea cu adevărat fac ca și noi să fim la noi. De-aia iubim noi pe artiști, pe scriitori, fiindcă ne exprimă. Ne exprimă, iau dar ăsta să ne exprime ceea ce noi am spune și nu putem spune, că nu avem glasul, respectiv nu avem vocea, nu avem puterea, dar când spun ei, dacă te simți într-adevăr într-un duh cu ei și într-o vibrație cu ei, ești ca și ei. Ești Eminescu, ești Blaga, ești Bernea, Penibaie, ceva ce nu se poate. Asta e întotdeauna problema mea. Am pus, cum poți să transmiți ce trăiești tu altora? Se poate, dar trebuie să fii foarte bun în a exprima. Eu, de exemplu, am ajuns la foarte mulți oameni și oricare dintre noi pe care nu i-am văzut, pe care, în fine, pe care îi livrez, că și totuși ajungem la ea, pentru că orică opera lor spune, orică cel care ne-a intermediat legătura a știut să o facă suficient de... Și la sfinți, nu am avut contact cu ei direct, cu cei mai mulți dintre ei. Și totuși ei ajung cu toată forța la noi, într-un fel inefabil, tainic. Și asta... Întâlniri și prietenii. Care e, cum să zic eu, când se schimbă macazul dintr-o întâlnire spre prietenie, când se fundamentează o întâlnire și când se instaurează prietenia? Nu știu, simți, nu știu cum să spun, asta o simți așa, o simți și e o treaptă mai înaltă, de multe ori la care ajungi mai repede sau mai puțin repede. Știți că am zis despre lucrul acela cu îndrăgostiții care să ajungă la prietenie. Pentru că, mă rog, aici o poveste poate fi luată cum e la Pavel Florenschi, care a analizat, dar care, mă rog, se bazează pe lucruri mai vechi, cu cele 4 tipuri de iubire la greci. Între care unul e prietenia, altul e iubirea agape, altul e iubirea eros și mai este cel care este iubirea asta, să spunem, firească, naturală, mama pentru copil, teoretic și noi pentru patrie. E o iubire care nu trebuie niciun fel, vine dintr-o rațiune de legătură, așa, Ori, dintre toate astea, mi se pare că prietenia e cea mai naș, cea mai greu de atins și nu atins. Și idealul este și cu copiii tăi să ajungi la prietenie, dincolo de legătura asta care o ai și care este extraordinară, cu soția, să ajungi la prietenie, cu părinții, să ajungi la prietenie, cu toate. Deci idealul este să trimiți totul în prietenie, să depășești lucruri foarte strânse, foarte calde, foarte așa, dar care nu duc la comunicarea ultimă. și care, iarăși spun, nu mai are nevoie de multe lucruri vizibile. E un gând, e o privire, e, nu știu, eu am prieteni foarte vechi cu care mă văd, așa e natural, nu foarte des, nu știu, de 2 ori pe an, o dată pe an, de 5 ori pe an, și care, la care lucrul ăsta nu schimbă nimic, nu adaugă, nu scade. Când ne vedem e foarte bine, când nu ne vedem suntem tot împreună și tot acolo și tot, pentru că fiecare este în inima celuilalt și este cu foarte multă potrivire, nu știu cum să spun, potrivire, adică simți că ești cu el, dar sigur, asta e accepția mea, există și accepția aceea, am un prieten care o să-mi aranjeze el nu știu ce chestie, nu știu unde, deși instituția nașului, eu când eram baserit, o zicea, nașul o să facă rost de cutare, nașul, deci foarte puternică și foarte interesant asta la noi la român cu nașul, dar chiar și politic, vedeți, de multe ori se zice că ăla e finul lui cutare, și legătura e luată în serios, înțelegeți? O legătură lumească. Nu, dar la bază este una la biserică. Da. El e chiar fină sau chiar nașul. Și funcționează de multe ori mai mult decât o legătură de rutenie. Adică chiar și la nivelul ăsta de social, de... Da, dar sigur că mă simt prost că vorbesc, că așa sunt multe lucruri care mai degrabă sunt ideale decât să le spun că eu de trăiesc destul de neputincios, așa mai mult le simt. Și nu știu, niciodată n-ai... Da, rezultate că am întâlnit cu oameni și sunt adevărat pe unii cu care simți că ești, nu știu, în altă zonă. Să zicem, cum cu Sfinții ești în rai, oricum ar fi, ești în rai, așa că ăștia sunt într-un anumit rai al meu. Pentru că și raiul e... Am găsit acum la prestele. Raiul nu e Botova așa, cum e cerul cu stele mai mici, mai mari, mai strălucitoare, mai nu știu ce, așa e și raiul cu tot. Și acolo sunt și puzderii astea de care la cred, dacă ajungem și noi să fim și noi pe acolo niște fărămițe, niște liniuțe, dar... Mă întreb și eu acum, fiecare, le-aia spun eu când una din viziunile mele de judecată, care mă rog, când te duci la Dumnezeu, să zicem așa, imaginăm, să zicem așa, destul de poveste, cum o face, se face de multă. Dumnezeu acolo, de ce faci? Prietenul ăsta, prietenul ăsta. Și atunci o să zic că bine, dacă ai reușit cu oamenii ăștia să fii cât de cât prieten, hai, intră și tu la... Ar fi așa o chestie ca să mă încurajez pe mine însumi, că altfel de unul singur nu poți să treci. Probabil că nimeni n-a trecut de unul singur. Toți au avut niște prietenii de un fel sau de altul. Și un lucru care e important pentru mine, mai ales când vorbim de noi în biserică, noi suntem într-o anumită trăire, într-o anumită conștiință, fără îndoială, toți, chiar dacă suntem diferiți. Dar mi-ar trebui foarte mult când văd oamenii să fie în viață, să fie în lume, să nu părem un fel de ghetou unde noi avem valorile noastre, sfinții noștri, cărțile noastre, și nu mai vedem că acolo sunt culorile alea extraordinare în parc, nu mai vedem că acolo, nu știu cine cântă într-o sală, o muzică care nu e neapărat saltică, o muzică instrumentală într-o sală, că există expoziții unde oamenii se exprimă. Deci că există viața care, și biserica care e mult mai mare decât un gard, decât niște ziduri, decât chiar o instituție. Și că așa vedeam eu și mai ales Ascorul când a fost ca un fel de punte și de inimă care trimite valorile bisericii în lume, în frumusețea lor, nu în constrângere, într-o frumusețe a lor, texte, muzică extraordinară, arhitectură, cu asta ne lăudăm noi când ne lăudăm, nu dacă vrem, când grețea. Și pe altă parte aduce și lumea, valorile lumii. De-aia zic, pentru mine, când văd la festivalul Enescu, să zicem, care e o chestie de mare anvergură și de mare calitate, când văd 2-3 siluete monahale sau preoțești, mi se pare, Ion Alexandru spunea odată, acum sigur că depășim puțin chestia asta, Deci eu nu știu unde se dusese odată și noi eram ucenicii lui foarte, la început eram foarte stricți, așa, foarte restrictivi, foarte încuiați într-un fel. Cum? Ce te-ai dus acolo, domnule, la vernisaj? Ce nu, zice, trebuie să ocupăm locul. Dacă nu-l ocupăm noi, îl ocupă alții. Cu prezența, cu prezența și cu felul de a fi prezent, de a te exprima, de a privi, de a îmbrățișa, de a săruta. Asta de-aia zice Hristos că sunteți sarea Pământului. Sarea nu stă grămadă într-un loc, acasă, nici nu faci cu ea nimic. Ce faci cu o grămadă de sare? Dacă o pui așa în toată mâncarea, capătă gust. Trebuie să capete gust. Ori așa trebuie să fie biserica, trebuie să fie creștinii, trebuie să fie peste tot în lume și să dea gust și să, prin simpla prezență, să împiedice derapaje care se întâmplă. Dacă suntem absenți, devenim fiecare acolo în ograda lui, mulțumiți, nu știu ce, iar afară nu, cred că e responsabil de întreaga lume, biserica, creștini sunt de responsabili, deci să fie sarea Pământului, să dea gust. Dacă sarea se strică, știți că nu e bine. Și gustul, apropo că era aici Ars Pandele, cred și de Ioana, de Paul Gerasim, gustul. Gustul este iarăși un simț neglijat de mulți. Nu e vorba că gustul... Noi dăm mare, cum să zic, mare lețuire gusturilor mâncărilor, nu? Asta e o chiar tragă nebunie, cu șefi, cu nu știu ce. Dar gustul e mai un simț foarte subțire și mai inefabil decât gustul. De-aia și zicem bun gust. Ori și asta trebuie cultivat. Toate se învață. Chiar și țăranul. Mulți consideră, cine a fost la Muzeul Țăranului, în fine, l-a văzut și spuneam aici, era ca un spațiu sacru, nu știu cum o să fie acum când se redeschidă, dar așa era. Era o frumusețe tulburătoare în toate. Poți să ai această, la unii să fie așa, că ei făceau așa cum fac furnicile mușuroaie, albinele stupi, a pus Dumnezeu în ei și o făceau. E, nu, e o elaborare întreagă, o filtrare pe parcursul de generații, o reflectare, o atenție la lui Dumnezeu, prin natură, prin tot ce se întâmplă, prin oamenii din jur. Și așa se învață, frumusețea se învață, de-aia mulți nu știu și nu-și dau seama și cred că gata. Și atunci încurcăm valorile și spunem despre ce e alb că e negru și despre ce e urât că e frumos și despre ce... Și după mine, pentru mine asta e credința clară de la Ion Alexandru încoace, să spunem că numai că biserica e cea care poate să potențeze toate valorile, dar fiind foarte deschisă. Adică Dumnezeu a făcut lumea, n-a făcut biserica, a făcut lumea și lumea ca o biserică. Și atunci cred că e totul acceptat chiar așa și privit, în afară. Și asta am găsit acum în arheologi mari, că și asta știm, Duhul bate unde vrea El. El nu bate într-un, ca orice vânt, nu bate într-un spațiu închis. Și e frumos când găsești lucrarea Lui acolo, în spații mai depărtate și unde nu crezi că găsești. Și găsești câte o frumusețe extraordinară. Dar oameni care poate nici nu știu despre valorile acestea. Dar ei, în virtutea bătăii, lucrează pentru îmbogățirea parcursului ăsta al lumii. Că, până la urmă, suntem neamuri, suntem indivizi, dar cred că suntem și globali. Globalizarea asta spune și ea ceva. De la globalizare s-a plecat, a fost un singur neam. Acum nu o să se poată, pentru că suntem foarte tulburi, dar vreau să zic că există o tendință din asta. Deci și ca umanitate formăm un corp, vrând nevrând. Suntem împreună și ceea ce se petrece într-un nodular se răsfrânge în celălalt. Doare piciorul, îți dă o poziție și pentru a simți cu inima și de a gândi de la o durere mică. așa și în lumea aceasta. Și acum, că aici era parcă ceva cu modele, nu știu ce, modelele sunt, în fine, până la urmă, modele, da, ei sunt modele, dar nu trebuie luate ca și canoane absolute, ci ca, pentru mine, cei care au fost modele au fost și pentru, chiar spun, nu, prin ce au făcut, bineînțeles, că au făcut extraordinar și vizibil și măsurabil, pictura aia, volumele acelea, dincolo poeziile acelea, dar dincolo de a fost capacitatea de a revărsa prin ele și direct, în cazul acesta direct, știu, cam tocină cuvântul ăsta, iubire, o disponibilitate extraordinară, o aplecare spre mine, în cazul ăsta, spre mâncație extraordinară. Adică să simt că însemn ceva pentru omul acela și însemn ceva nu pentru că tu ai fi cineva, ci pentru că însemn, pentru că el ești, nu știu, ești așa, drag, nu știu, din niște rațiuni, așa cum, nu știu, e o floare, și ea poți să-i spui că e frumoasă, că miroase, dar ea a nimerit în mâna ta și tu ai împins mâna spre ea și este floarea ta. Și asta e ceva care depășește generalul și care îți arată că tu trăiești, că ești viu, că ai relații personale. Asta trăiești foarte mult, se poate la Părintele Steinhardt, între alte lucruri ăsta al trăirii personale. Totul e personal, nimic nu este impersonal în... Și atunci trebuie atent la relația personală, adică să fie astea nume pentru tine și numai pentru tine. Și atât pentru mine și pentru mine, fără să excludă pe ceilalți, încercând să-i adune cu alte legături care sunt... Deci fiecare avem ceva unic, într-o relație în doi, în trei, poate să fie alt tip de unicitate și toate ne spun a trăit, pentru că e foarte complicat și eu, acum pot să spun așa, tot timpul te gândești, nu poeții și călugării de-o să se gândesc la moarte. Dar și eu am obișnuit, de obicei o alungi așa, o trimis la un alt orizont. Dar pe măsură ce avansezi în viață, devine tot mai incredibil că mori. Incredibil, ce rost are, e o chestie complet absurdă. Dacă vreți o dovadă că nu vom muri pe tot. Dar pentru mine este... Cum se poate? Nu știu dacă să cred că o să mă vreodată. În momentul ăsta, deși știu, nu, că nu sunt dus cu pluta așa, dar știu că o să se întâmple. Dar nu-mi vine să cred, poate că cine știe. Și ca în, știți cum zicea, că vor fi unii care nu vor gusta moartea cu Hristos când s-a despărțit acolo. Și mă gândesc că poate fi și eu unul din ăla. Cine știe? Deși un călugăr îmi spunea odată, zice, nu, trecerea asta este foarte importantă și trebuie, dacă a gustat-o el, trebuie să o guste, că e ceva. Bine, astea sunt așa vorbe la trapeză, nu v-am spus mare lucru, dar până la urmă asta e să privești cum treci prin viață, cu cine te întâlnești și nu trebuie să fie, asta vorbim de personalități, eu aici vorbesc de personalități. Dar sunt oameni care nu sunt personalități, adică nu sunt, și care sunt, mi-au dat lucruri de o frumusețe și de o densitate și de o conștiință a prezenței lui Dumnezeu extraordinar. Aveam la muzeu, la mine era o fată studentă, nu mai știu ce făcea, ceva litere. Și cum s-a întâmplat o perioadă când eram director să vină câte unii, așa, câțiva mulți, că n-aveam multe locuri studenți sau așa, să facă jumătate în urmă la ghidaj. Ghidajul, nimeni nu vrea să facă ghidaj în muzeu, era o chestie plicticoasă. Și mie, eu sunt de acord cu asta, dar, mă rog, să te duci mereu cu alți oameni, cu alții, să spui aceleași lucruri, mai mult sau mai puțin. Și veneam fiecare dimineață să semneze condica, aveam condica pe birou. Și de tăcea, domnul Costion, deci uite ce am găsit eu la Sfântul Cutare și venea cu așa, cu o frază, cu o chestie. și întotdeauna avea în mână ceva, o eugenie, un biscuit, să-mi dea. Și mă impresionat de ziua mea, într-un an vine așa cu un carnețel făcut de ea, așa scris de mână, carte pentru directorii care, cărticică pentru directorii care vor să se mântuiască. Cât o, cum se face, dintr-o cutare, o frază, o propoziție, așa, o învățătură, dar a ajuns călugărița. O cheamă și că pe tata mea, o cheamă Antuza. Dar vreau să spun că era un om simplu care intră o studentă necrejită, să zic, o situație materială destul de precară, în fine, și cu părinții, nu știu cum, bolnavi, nu știu. Și avea așa o mireasmă bună și îți dădea un sentiment extraordinar. Ea nu e nici profesor, nici academician, nici cu cărți, nici cu nu știu ce. Dar ce dădea ea era în înălțimea cea mai mare. Este un exemplu, pentru că sunt mai multe. Asta e un exemplu care e mai apropiat și de zona asta creștină, pentru că simți la unii îi simți așa miroasa sfințenie, dar trebuie să fii atent. Ei sunt colo, asta spunea și Olivier Clément. N-am frază aici să spun, dacă e multă sfințenie în Apusca și între sărit, numai că trebuie să fii atent. Și când spun sfințenie, sigur, vorbim în limbajul nostru de aici, dar sunt mulți oameni de o valoare extraordinară care nu neapărat trebuie să discutăm. Valoare, când spun valoare acum, de valoare pentru tine, de valoare umană, de valoare în care tu, dacă te-ai întâlnit cu el, simți că ziua asta n-a fost pierdută și care te urmăresc cu... Nu te urmărește dacă ați văzut când e un espresso bun sau o cafea bună, încă câteva ore simți gustul. Simți gustul și te urmărește și la fel de așa și cu oameni. Dar, și nu știu acum, eu am spus că sunt mai puțin sociabil, mai puțin comunicativ, încă acum sunt foarte mult față de cum eram. Dar mă întreb dacă poate asta e și o condiție, că e mai bine așa decât să fii prea volubil și prea expansiv și prea nu știu, că atunci poate treci, mai degrabă treci pe lângă lucruri decât le sezizezi. Trebuie găsit echilibrul ăsta între tăcere și comunicare. Și de a comunica prin tăcere, asta e iarăși o treaptă supremă. Să stai lângă cineva, să comunici fără să vorbești. Și asta e deja, fără să excluzi cuvântul. Din când în când mai trebuie și cuvântul, pentru că la început a fost cuvântul. Și asta nu numai așa că a fost Hristos, e una, dar cuvântul e întotdeauna la început. Un tu, un spus de nume, să chemi pe nume pe celălalt. Asta mie mi se pare extraordinar, așa, când să chemi pe celălalt pe nume și te opri, dar așa, în chemarea asta îți pui tot sufletul. Și spui tu, așa. Sigur, e o luptă întotdeauna cum să ții lucrurile într-o zonă, să le protejezi. Adică să nu le expui relațiile pe tine, pe celălalt, să ne sărim într-o sferă de lumină, așa cum, nu știu la cine e așa. Deci ele să rămână proaspete, să fie breabene și proaspete tot timpul. Că foarte ușor e de tocit, de făcut ceva, să devină tern, să devină repetitiv. Și atunci lucrurile mor, din păcate. Or, asta, mă rog, e la nivelul ăsta, la nivelul acestor oameni care sunt, nu numai pentru mine sau pentru cine a fost, ci pentru cei care sunt, pentru cei care vor fi, acolo ești ca la, ați făcut focuri de tabără, sunt vârbătăi din alea care se ridică și care nu pot să le, să nu fie așa contemplare și vibrație, când vibrație... Da, nici nu știu, cred că În orice caz, a avut un orizont de așteptare și o are fiecare și o căutare care nu trebuie să fie neapărat umblătoare, trebuie să fie o căutare și cum să zic, o atenție, o așteptare la întâlniri. Dar experiența mea personală arată că de multe ori Dumnezeu chiar mi-a băgat în traistă, ca să zic asta, fără să fac eu mare efort. A zis, uite, băiatule, ai nevoie de așa ceva, ia de la mine că îmi permit să-ți dau. Da, de fapt, în traistă, dar totuși, nu, trebuie să fie așteptarea, trebuie să fie. Trebuie să aștepți, trebuie să te gândești, să ai nădejde că îți va veni într-un fel sau altul, nu neapărat când și cum vrei tu, dar îți va veni până la urmă. Și nu se sfârșește, înțelegeți? Adică mă uit la... Tot timpul mi se spuneam că aici e un capăt de drum, că până acum cam asta. Și apare cineva în orizontul meu mereu, altcineva și altcineva așa, care înseamnă ceva și care îmi spune ceva și care adaugă ceva. Și astea nu sunt pentru că eu m-aș pune să caut și să pun mâna pe nu știu ce, pentru că sunt niște trimiși până la urmă. Niște mesaje prin care Dumnezeu spune ce spune, întotdeauna ușor de deslușit, câteodată mesaje mai cere mai multă limpezire din partea ta, pe care o ai sau nu o ai, o obții sau nu o obții. Asta e un pic din ceea ce... din experiența mea, să spun așa, și în gândirea mea, la care nu trebuie să fie la toți la fel, poate să fie și alte... Deși sunt destule generalități în asta, ce v-am spus, adică faptul cu orizontul de așteptare și cu atenția în jur la oameni și la... Ca să ai bucurii, dacă nu ești atent, nici bucurii, n-ai nici întâlniri, n-ai nici... Și, nu știu, eu cred că există un mic egoism în fiecare, ca să se bucure. Pentru că e și o poruncă de-a lui Hristos. Asta e primul mesaj după Îngerie. Bucurați-vă! Și să vedeți că la oamenii mari, cu adevărat mari, și inclusiv în teritoriul bisericii, să zică, ei nu sunt morocănoși, așa, nu știu cum să spun eu, am ăsta francezesc moroze, așa, nu sunt crâncenați. E o lumină și o libertate. Dacă nu e, nu știu cum să zic eu, ia ceva. Nu se poate să fii, adică să fii, să arunci numai fulgere și numai amenințări și să fii numai cu iadul în față și cu... Trebuie să, întotdeauna, cred că e mult mai lucrativ, mai productiv, să pui un orizont afirmativ în față. Și nu o spun eu, o spun oameni foarte impresionați. Orizontul afirmativ în față. Deci omul să fie tentat să ajungă, să zicem, la niște valori bune, nu să se teamă că va fi strivit de niște... Adică, sigur că dacă nu se poate, faci așa, dai cu biciu dacă nu se înțelege cu vorba bună, dar eu cred că asta se pui... Păi, cum spuneam acolo, la un moment dat, eu când am dat de creștinism prin Ion Alexandru, prima dată a fost o uimire, n-a fost asta, că, în fine, păcatul, ce texte extraordinare, ce muzică, ce arhitectură, asta și așa le poți vedea cumva, dar din interiorul lor să vezi ce subtilități în textele părinților, ce poezie extraordinară în toate cărțile. Și astea mă atrag, dacă tu vii și îmi spui mie că numai că vezi că să nu faci aia, să nu faci aia, nu știu, mă strivești puțin. Dar când îmi dai orizontul ăsta și bogăția asta extraordinară, mai cucerit. Că așa am fost orbit un timp de lucrurile astea, încât mă retresesem din toată area cum să spun eu, de vizitare a valorilor culturale. Dar, nu știu, nu mi-a trebuit un timp. După aia m-am întors și le-am regăsit, dar, în fine, mai aveam și altceva în spate. Trist este că toate aceste lucruri, avându-le, și aici devine vinovăție, nu le pun în lucrare. Asta fiecare face, e problema mea, să spun, nu trebuie să externalizez toate căderile. Dar e greu așa, când ai valori și nu le... Deci când doar le gândești, le spui, dar nu le practici. Un pic mai. Sfântul Paisie Aghioritul zicea, mă rog, metaforiza cumva, că era un câmp cu flori și cu gunoaie între ele și la un moment dat a venit o albinuță și... Nu, dar cu cineva și-a întrebat o muscă. Ați văzut aici flori? Nu, nu mai gunoaie, ce e mizerabil. Și ea a întrebat și o albinuță și a zis, nu, dar aici sunt numai flori. Deci trebuie să vedem florile, trebuie să, ca să vedem valorile, ca să vedem frumosul și adevărul. Cumva. Da, pe cal și pe măgar poți să o duci cu morcovul în fața, așa să meargă, să se bați. Cam așa. Și mai degrabă îl duci cu morcovul decât cu bătaia. Eu vreau să mai punctăm un lucru înainte de întrebări, pentru că ați vorbit de judecata neamurilor și pentru că astăzi e o zi destul de importantă, din punctul ăsta de vedere. Horia Bernea a reușit să, și aici e, mi se pare foarte bine de punctat, ați povestit de cum a reușit să exorcizeze Muzeul PCR, da? Și cum a reușit să curețe acel loc, cum a fost un om locomotivă pentru că a reușit să pună în mișcare un întreg angrenaj de oameni care să lucreze și să meargă pe calea pe care pe drumul pe care l-a dat el. Procesul ăsta nu e unul simplu, dar e posibil. Și duc puțin mai departe, de curând cineva m-a întrebat, tot nădăjduind că o să facem un interviu și deci un film, m-a întrebat, bine, dar ce rost au filmele astea? Ce rost are proiectul Revoluția Modelelor? Ce rost au modelele? Ce rost au valorile? Atâta vreme cât intelectualii și cei care sunt modele și valori în societate nu se implică, stau cumva restrânși. Și evident că nu mi-a plăcut lucrul ăsta, nu mi-a plăcut pentru că nu e adevărat. Pentru că eu cred că fiecare își face partea lui acolo unde trebuie și atunci lucrurile astea se unifică și dau un tot unitar. Dar eu vreau să aștept un răspuns, dacă el există, dacă se poate ca noi, cei din biserică, să spunem așa, cei care suntem apropiați de biserică, să spunem așa, am putea să facem mai mult. Și dacă am putea să facem mai mult, cum? Ce am putea să facem mai mult decât să lucrăm la noi înșine și, evident, să lucrăm la iubirea de aproapele? S-ar putea? E o utopie? Să-i dau un răspuns omului ăla, că așteaptă de la mine ceva. Ce vrea să știe? El vrea să știe de ce noi, mă rog, noi, de ce, că noi, eu nu sunt înțeleg, de ce cei care sunt apropiați de biserică, de ce cei care sunt modele, de cei care sunt valori într-o societate, nu se implică decât la nivelul unei cărți, la nivelul unei conferințe, la nivelul unei discuții între prieteni, dar nu se pot manifesta public. Și atunci nu pot să capete un, cum să zic, să devină purtător de opinie publică care să poată să răstoarne ca urmare. Nu știu ce să spun, adică pe de-o parte mă întorc și spun că să fim Sarea Pământului și fiecare unde. Acum, sigur că înțeleg aici puțin este de vocile care au audiență publică, care sunt auzite și care de obicei nu vorbesc despre zona asta, nu e văzut bine să... Dar... nu știu ce să spun, adică, de exemplu, mă gândesc acum la președintele Academiei, să zicem, nu știu, întâmplător, a ajuns să un om care este un om mai apropiat de structura noastră spirituală de neam decât alții care au fost și care... Și aici trebuie spus, adică de adus mărturia ar fi până la urmă, că ne gândim, nu, uzgăle, de ce nu avem noi un președinte ortodox și valorile noastre, de ce nu avem un prim-ministru? nu acolo trebuie căutat. Ăștia sunt oameni care și-au luat anumite meserii care sunt foarte importante, dar care eu cred că nu acolo trebuie să... Asta, sigur că ar fi ideal așa, dar astea nu sunt pentru lumea ta și pentru lumea asta. Deci astăzi nu mă duc, să, de exemplu, să-mi repar mașina și întreb în garaj care e cel mai bun creștin. Întreb care e cel mai bun meșter în repara mașini. Că ar trebui să se suprapună, ar fi minunat să se suprapună. Nu se suprapun de multe ori. Și trebuie să caut, cred eu așa, în fiecare lucru ce e adecvat. Nu mă duc să pun ce rolul la teatru, ce e mai bun creștin, îi pun pe cei mai buni actori în rolul respectiv și mesajul creștin de-abia atunci poate să apară. Într-o bună lucrare și ei lucrează în virtutea textului și nu știu ce dincolo de... Deci, ar fi frumos ca, mă întrebam și eu de ce în spațiul ăsta public nu sunt niște voci care să se audă mai... să fie lăsate și lăsate, că nu poți să te bați la ușă, vreau să sunt parțial cu România, vreau ore de vârf să am comunicare, nici nu-și dorește, bineînțeles, dar comunicare cu țara, să zic. Nu cum ar trebui din când în când, nu să... După mine asta ar trebui, să zicem, ești capul spiritualității, ar trebui la, din când în când să fie un mesaj care să fie unul de inimă până la urmă, nu numai unul politic, teologic, unul de inimă, adică dincolo de faptul că mergi să votezi, că nu știu ce, e o implicare sentimentală, sentimentală nu în sensul rău așa, dar în sensul emoțională, să zic, și de ființă adevărată, nu că trăim și instituțional, nu? Dar adică trăim și... Deci, nu știu ce să spun, adică cine caută, găsește pe cei care mărturisesc și mărturisesc. E adevărat că noi nu mai știm astăzi, de multe ori, nu știm să ne exprimăm destul de convingător, probabil. Și vorbim între noi. Nici noi între noi nu ne citim nici cărțile, eu îmi dau seama. Ne strângem, să zicem, 5... să zicem, laierii ăștia mai apropiați de biserică care scrie în cărți, stăm toți aici la masă, nu ne-am citit prea mult unul pe altul, ne ignorăm și nu împreună. E o lipsă de comunicare. Nu știu, e, până la urmă, cred că foarte mult contează, cum spuneai, să încerci să fii onest în ceea ce faci, să fii pe cât se poate prietenos în comunicare și să fii atent la ceea ce ți se propune. Să nu ceri de la bloc să facă mere și de la rechită micșunele, ceea ce de la piept. Asta e o chestie de la fiecare are roada lui. Cauți de roada lui, îl cauți. Nu-l cauți de altceva. Și atunci încerci să te orientezi într-o lume care are un anumit mers. Noi învățam la fizică despre deplasarea spre roșu. Nu știu la Galația Andreea, se făcea și la liceu, cred că sau la facultate. Deci, universul care se risipește, deplasarea pe roșu. Mă rog, la noi deplasarea spre roșu în sensul care continuă, putem putea fi privită în comunismul, dar este roșu care îl vedea Eminescu, acest liberalist, să zic, spiritual, nu vorbim de la economie, și care e o risipire a lumea asta, în mod clar. Și acum m-a rugat să scriu ceva despre viitorul bisericii, Dar aici, în viitorul bisericii, sunt două lucruri care trebuie luate în seamă după mine. Unul care spune că biserica nu vor birui nici porțile iadului, deci va fi până la sfârșit, și alta care zice, Hristos voi mai găsi când voi veni a doua oară, cam așa, cum am zis, credință, sau câtă credință voi mai găsi? Puțin, tot mai puțin. Asta e mers. Pe altă parte, chiar dacă e mersul ăsta, ca și într-o boală, dacă încerci să mai te tratezi, să mai prelungești, să mai bunătățești, că trebuie să ne tratăm și noi suntem, cred că noi suntem cei care putem să dăm niște leacuri, cât de cât. Dacă iarăși aici, dacă sunt propuse convingător, ceea ce înseamnă de somnă, cu zâmbetul pe buze, cu lumina în ochi, cu frumusețea pe masă. Frumusețea pe mine este... Aici are dreptate, frumusețea poate salva, se poate scoate din multe. Dar o frumusețe adevărată frumusețe, să spun așa. Cum... Nu știu, eu sunt foarte neputincios așa și dacă eu nu fac, ca să spun eu cum să fac alții, mi se pare puțin necinstit așa. Dar pentru noi, așa cum suntem, așa e foarte bine dacă putem salva. Și mie îmi vine foarte greu cum e personal și de asta că vreau să salvezi prima dată relațiile astea cu aproapele, cu cel de aproape, pe urmă așa cât de cât să salvezi prin prejur lucrurile, să le să faci să stea bine. Altfel, nu știu, e atâta zgomot, atâta lucruri care ne tulbură și ne deviază puțin așa. Dacă mă uit așa, mi se pare câteodată că 90% din oameni sunt nebuni, mi se pare. Nebuni așa puțin și probabil că și eu. Dar eu nu mă văd pe mine chiar așa, decât mai puțin, dar mă uit așa cum se... Ce fac, cum fac, cum se îmbracă, cum spun, cum nu știu ce, mi se pare că sunt bolnavi. Nu... Mai mult, mai puțin, nu toți la fel. Dar, de ce lumea asta? Pe altă parte, eu asta le văd câteodată, dar acum spun lucruri personale, dar trebuie să spun asta. Am un instinct de conservare, să spun așa, și eu, cum spuneam, am tendința să văd lucrurile care îmi convin mai mult. Și alături, chiar dacă le văd, dar nu mă campanez de ele, că îmi fac rău. Și atunci am tendința să te văd pe tine și cu asta să fiu... Să nu mai văd pe ăștia răi de aici, toată lumea pe tine cea bună. Să plec acasă mulțumit, știi? Să zic, a fost foarte bine acolo, era o doamnă care făcea filme interesante și care... Așa. Și restaurant, în fine. Oameni care s-au pus și au mâncat la masă, nu știu ce făceau. Nu. Asta e o chestie. Pe de-o parte, mi se spune și e clar că viața este o suferință, un parcurs al suferinței, al alea, plângeri, nu știu ce. Pe de altă parte, sunt atâtea frumuseți și sunt atâtea de descoperiți, de bucurat. Deci, pentru mine, mai convins, cred că Dumnezeu ne-a făcut ca să ne bucurăm decât ca să suferim. Dar, oricum, suferința există și multă și câteodată uităm de ea, nu? Dar te izbești la tot pasul și nu ești de piatră. Compătimești cu celălalt sau tu însăți ești foarte rănit în multe situații, foarte rănit. Și noi suntem foarte sensibili și nu ne fac bine nici rănile, nici astea. Dar fără răstignire nu e înviere. Fără răstignire, deci asta e, chiar răstignea Ion Alexandru, apropo de zicea de, dar poate fi primit în orice chestie. Vorbea de moarte sau vorbea de... Deci sunt lucruri, apropo de suferință, oricum ești supus ei. Și atunci, decât să te ia ea, să te simți mult, stârât, nu știu ce, mai bine intri tu de bunăvoie și atunci altfel o gestionezi, să zic așa. Și de fapt asta mi se cere, să o stăpânim, în fine, să o dirijăm încât ea să fie robitoare, să nu fie robitoare. Nu știu, fiecare nu am... Cred că ați suferit momente din astea de suferință maxă, când zici, vreau să mor, îmi vine să mor. Îți trece, dar momente sunt. Când spui că vrei să mori, atunci în clipa aia chiar vrei într-un fel. Noroc că sunt alte valori care te scot și te țin. Sau pe alții nu-i țin săracii, se întâmplă lucruri groaznice, dar... Nu e deloc ușor să trăiești, dar e frumos, e captivant. După mine. Dacă știi, să cauți și dacă știi cu cine să te înfăpțești, ca să spun cine ești și așa mai departe. Cu cine te îmbrățișezi, cu cine te iei de mână, cu cine te uiți la lucruri, cu cine discuți. Nu trebuie mulți. Unul ți ajunge, dar trebuie să mai multe și mai bine. Întrebări? Cine... Eu am multe întrebări, dar așa mi-e felul. Da, am eu răspunsul. Cum să zic, Îmi revine sistematic în minte în ultima vreme și pomenesc cam de câte ori ocazia, am ocazia, nu știu dacă data trecută n-am făcut lucrul ăsta aici, de o metaforă, o pădure ardea, flăcări și era aproape distrusă și o pasăre colibri, toate animalele fugeau, păsările fugeau de colo-colo și o pasăre colibri lua cu ciocul, punea apă peste flăcările, evident, părea inutil. Și la un moment dat ea tot făcea drumul ăsta și un animal vine și zice, ești nebună, tu crezi că o să stingi cu ciocul ăla, focul ăsta? Nu știu ce faceți, uite, eu îmi fac parte. Cred că asta e cumva, să ne facem parte, apropo de ce am putea răspunde. Da, asta știu. Nu am zis eu asta. Asta e formulată de altcineva. Nu rog prelată, dar mă urmărește. Nu, sunt oameni extrem de generoși, de jertfitori, care, mă rog, mai știm, dar uite ce se face la Valea Plopului, Părintele Tănac, să dăm un exemplu, dar sunt zeci de exemple din astea de oameni care își pun viața la bătaie, de voluntari. Asta mi-e o lume care eu n-am intrat în ea și nu o simt așa că aș fi capabil de ea. Și mă uitai cu toată, am fost eu la un așezământ, pe niște oameni care își dedică timpul, un pic de bani, mult timp, multă inimă, să facă niște lucruri gratuit. Și care nu îi împinge din spate, n-au deci de undeva o rezervă care se dăruiesc. Eu n-am prea reușit niciodată și atunci nu îi admir extraordinar și mă tot mir când îi văd așa. Și sunt, slavă Domnului, sunt în multe locuri. E plină lumea de oameni minunați, dacă îmi spun minunați, cu adevărat minunați. Cum se cade, dăruitori. Și la același timp, noi îi vedem pe ceilalți mai mult. Ăștia ne izbesc mai mult, care nu sunt. Pentru că eram copii și bunicii mei erau la Cluj și mă duceam, eram mică tot în vacanță și deși era foarte multă vorbă ungurească așa și am întrebat, zic, sunt mai mulți unguri sau mai mulți români? Sunt mai mulți români, dar ei vorbesc mai tare și sunt mai gălăgioși și mai așa, să zic. Deci era, dădea o imagine, să zic, irelevantă. Poate de-aia și noi vedem foarte mult rău, așa, și, cum se zice, țopărlănie și grosolănie și... Dar, și poate nu stăm să facem acum, că nu avem statistici, dar dincolo de asta sunt ceilalți care merită ei mai multă atenție decât ăștia. Mă duceam odată în mațin. Sunt mii de chestii din astea mărunte care pe mine mă... Eram odată cu cineva, nu știu, am fost la mănăstire a Rohia, a fost o aniversare Nicolae Steinhardt și nu știu, am fost și eu implicat cu o chestie așa și am fost cu un domn de acolo care lucra la telefoane, m-a luat într-o zi și am mers, am făcut o călătorie, un drum așa acolo împrejur. Și intrăm la o mănăstire cu hâse, chiar m-am uitat. Ne așezăm acolo, o maică curăța cartofi și vorbim și o întrebăm una și alta. Și ca până la urmă, după un sfert de oră, 20 de minute, între timp mai robotau alelalte pe acolo, să aflăm că e mai castare. Să stătea și curăța cartofi, foarte elegant, așa înținută, să zic, și foarte simplă și nobilă în același timp. Și toată discuția care fusese și toate astea era... și până tot așa, adică, dar avea o dulceață a existenței, a ființei, îți transmitea. De-aia zic, eu sunt un profitor. Normal e să nu... Sau, mă rog, am și primit... Dacă primești, asta este o... Există o știință de a dărui și o știință de a primi. Să dăruiești celuilalt, pentru să nu se simtă copleșit, să simtă dimpotrivă, așa. Și să și primești. Nu e simplu nici să primești, să știi să primești. Adică celălalt să fie... Să nu... Nu știu cum să spun. Să locrotești și pe el. Cel care dăruiește și el nu trebuie bruscat cu mulțumiri, să zic, sau cum se zice. Lucrurile trebuie făcute cu delicatețe și cu finețe și atunci e un alt dans al împreună. împreună trăirii, dar până la urmă e un pic de dans în toate întâlnirile noastre. Așa, pe o muzică neauzită și cu ritmuri dătătoare de viață. Cred eu. Dar nu l-am zis, cred eu. Asta crede omul ăsta, dar ce-ar trebui să vedeți, asta ar fi productiv, să vedeți ce descoperiți în dumneavoastră și credeți dumneavoastră din propriile... Că experiența nu se prea transmite, orică s-ar cedea. Noi nu... și copiii cu părinții. Părinții îți dau tot felul de sfaturi și copiii, până nu se lovesc ei cu... de chestia și nu au experiența proprie degeaba. Experiența nu se transmite chiar așa de ușor. Eu când eram mic, era, să zicem așa, întotdeauna cald, mi se părea, și zicea mama, zice, puneți ceva pe tine, nu ce, zic, nu trebuie. E, clar răceam în momentul ăla, nu că era fric sau nu știu ce, era de învățătură. Mergem... Asta-i. Trebuie, după mine, și asta e important, un minim de cultură. Nu pentru ca să ai o anumită ștaif, să zic, în fața celorlalți, pentru bucuria proprie. Deci sunt oameni care Dumnezeu i-a înzestrat și avem cuvântul ăsta talent, care îl regăsim și le-a dat niște daruri, să... mai ales la artist, să zicem, să scrie, să deseneze, să facă... Păi dacă e ca la un pom, omul e păcat să lași covoadele în el și să nu fie folosite, să spun. Asta e menirea lui, să facă roade ca să fie folosite. Și omul face roade ca să fie folosit. Și atunci trebuie să ne ducem puțin să vedem ce a rodit talentul lui Dumnezeu în omul ăla. Nu e că omul ăla a făcut, scriitorul ăla și-a scris sau nu știu ce. Cineva a pus în el acel dar, i-a dat inspirație și este lucruri minunate. Și sigur că noi suntem, puțin restrictivi. Adică, câteodată creștinismul devine restrictiv, așa puțin. Trebuie să fie filtrant, într-adevăr, dar nu restrictiv. Și dacă te duci, de exemplu, să vă dau un exemplu așa scurt, rapid, la Rilke. Păi ce poezie extraordinară și ce creștină e în același timp. De-aia vi-l dau ca exemplu să spun. Dar ce, nu frecventează lumea. Și asta este dintre cei mai mari. Dacă ar fi să pun primii 10 din lume, să zicem, l-aș pune printre ei. E mult mai, după mine, mult mai folositor pentru sufletul omului. Sigur că fiecare e altfel sufletul. Dar vă spunem mai mult decât să ia versuri din astea de prin ziare bisericești sau nu știu de pe unde sunt tot felul de chestii, că aia, asta e creștină. Circulă și mie printre tot felul de chestii. Nu vreau să dau nume acum. Nu, du-te unde este, n-ai timp mult. Pe cât se poate, du-te la lucrurile cele mai puternice, cele mai tari. Și dacă ai de mers și mai jos, du-te la cei care ți sunt cât de cât prieteni, te duci și citești. Uite, vă dau un exemplu acum, că tot trebuie să merg la o lansare. Trebuie citită multă poezie, Doamne, ca să simți sufletul oblojit și să poți să ieși în lume sănătos. Eu, o doamnă care venea la mine, o știu dinainte, bineînțeles, așa, o cheamă Rivianna Ursus și are acum o carte de o duioșie și de o finețe, e foarte creștină, doamna, e super creștină, mai e stil de biserică, dar poezia ei se propune într-o delicatețe nu noi suntem creștini, nu, sunt creștini, uite, da, noi avem asta, noi suntem români, nu. Dacă ești român, să se vadă, să spună la toate, ești tu român, bravo, de ce ești, sau creștin, sau așa. Așa poți să văd, eu sunt, zice, mă duc la biserică, bine, foarte bine, dar lasă-mă să tot eu să spun. Deci o carte, asta o recomand acum, pentru că sunt și o poetă română foarte bună și cu o carte extrem de izbutită, în care de excepțional. Se duce și dintr-o mică chestie de aici, este o poezie. Să vezi miezul ascuns poetic în lucrurile aparent banale și terne. Deci, într-un bar, m-am uimit acolo, în vreo două locuri, într-un brad artificial, descoperă nu știu ce, sau zice, inimă de plastelină. Pe mine prima dată zice, prostia asta. Nepotul ei venise cu o inimă de plastelină și deodată totul explodează și plastelina dispare și totul și rămâne frumusețea gestului și a gândului și a înțeles și miezul poetic, cum spun. Dincolo de toate, mai ales într-un om, există un miez poetic. Mic, mare, descoperit, nedescoperit, că altfel n-ar fi om, să spun așa. N-ar fi om, dacă ar fi proză, numai proză. Și proza mare, o proză poetică, bineînțeles, teologia mare, Părintele Rică, o teologie poetică. Și sunt, și aici, sunt, m-am pus acum pe palavre, de exemplu, pentru mine, într-un fel, fiecare în altfel, pentru mine e uimitor cum sfinți foarte mari, zic eu așa, din punct de vedere, sunt importanți, foarte importanți pentru biserică și cu o frumusețe a operei, sunt mai puțin luați în seamă decât alții, nu? Dar ce Maxim Mărturisitorul cu text sau Simeon, sunt mai puțin, nu știu, așa e lumea. Sigur că lumea vrea, și asta e ceva de la Dumnezeu și asta, mai cu minuni mai vizibile, mai lucrătoare, mai sănătate, mai nu știu ce. Dar ăștia ce plândoare de texte, Efrem Siru. Efrem Siru pot să mor când citești, e poet la nivelul celor mai mari poeții ai lumii, din ăștia, din toată lumea. Efrem Siru, ați citit, a tradus Părintele Rică. Tulburător, adică imagini, tot, în fine. Mergem la casă sau mergeam la vot sau unde mergem. E cuvântul ăla frumos, în sens, zice, ce frumos e să stea frații împreună. Totdeauna mi-a plăcut, zice, de să fii împreună, dar să simți că ești împreună. Și pe urmă mai e și un alt cuvânt, și Alexandru Motor la una, zice, ce a ieșit de acolo la Evanghelie. Au ce a ieșit să vedeți în pustie, oare trestie bătută de vânt, care un cuvânt destul de tainic, așa nu l-am destul și până acum, îmi place, trestia bătută de vânt, adică unul care stă așa și gândește, bat vânturile, nu se chiar rupe, dar nici nu știi ce concluzie să tragi după ce te-ai uitat așa un pic. Bine, vedeți că și eu sunt puțin, cum se cheamă asta, escroc sentimental. Încerc așa să vă duc cu zăcărelul, fără să vă spun mare lucru. Da, până la urmă, o fi în toate un rost. Și asta e un cuvânt frumos românesc, rost, care vine de la a rosti, de la golna rost, să ai rost, să ai un rost. Să ai o finalitate, așa, un înțeles. Am o întrebare la dumneavoastră.